Bună! Astăzi vom lucra în Art Journal. Nu știu încă ce anume o să fac. O să fie așa ceva super spontan. Nu am idee. Unele pagini sunt neterminate, dar chiar și așa aș vrea să fac ceva nou. Nu știu dacă v-am arătat toate aceste pagini, dar în orice caz găsiți pe contul meu de Instagram poze făcute la ele. Și mai multe informații legate de art journaling aveți într-un videoclip separat și de asemenea dacă vă uitați la vlogurile mele o să găsiți mai multe secvențe cu aceste pagini. În fine, ideea este că astăzi ne vom ocupa de o pagină nouă, fresh așa. S-ar putea să fac doar una, s-ar putea să le fac pe amândouă, dar mai mult ca sigur am să le aranjez pe amândouă. Scuze dacă vă mișc un pic. Da, Mimi ne este de ajutor, avem nevoie de asistența ei, fără ea nu se poate, nu avem inspirație fără Mimi. Așa că o să-mi iau câteva instrumente de lucru aici alături de mine și o să începem să trebăluim. Ok, o să mergem pe chestii florale. Mi-am decupat eu diverse lucruri din reviste pe care o să le tai separat, cum ar fi aceste minunate ilustrații în acuarelă. Ca background mă gândeam să folosesc acest caiet de exercițiu, să zic, o foaie de exercițiu de caligrafie, șervețele din acestea de la Pufina, pentru tehnica șervețelului pe care am de gând să le pun deasupra. Mai am de gând să decupez niște flori de aici din această frumoasă poală Wanderlust de la Comcrafty. O să vă las link în descriere către magazinul ei și să văd dacă mai pun ceva din aceste elemente de aici. Și da, să vedem ce o să iasă. Ok. Haideți că începem, să-mi iau și o pensulă mai de Doamne ajută. Le folosesc pe acestea, să știți că sunt din Kaufland, sunt foarte bune, am impresia că se găsesc uneori și în Lidl, dar dacă le găsiți la ofertă în Kaufland sunt super faine, eu le folosesc mai tot timpul și îmi plac mult de tot. De asemenea, aracet, nu-mi lipsește, mi se pare cel mai bun și cel mai rapid și să mai iau o pensulă pentru că folosesc două diferite. Una este pentru aracet și cealaltă este pentru, cred că vorbeam departe de microfon, da, vă ziceam că folosesc două pensule diferite. Una este pentru aracet și cealaltă este pentru a aplica acest lipici pentru tehnica șervețelului. Și mă duc imediat să iau pensulele celelalte pentru că sunt spălate și sunt la bai. Gata, le-am adus și pe celelalte și să nu vă luați pensulele acestea din Kaufland. Nu știu dacă vedeți, dar ies firele din ele. Da, eu o să mai folosesc pensula asta odată și cred că deja mi-a rămas alt fir. Cred că deja o arunc, că este super enervantă, nici nu are rost. Asta văd că mai are ceva viață în ea cât de cât, că și asta își pierde din fire. În fine, le am pe acestea care sunt cât de cât ok, deși și ele s-au îmbâxit un pic. Va trebui să găsesc ceva care să scape de lipiciul acesta care s-a încleiat în ele. Cu toate că eu le spăl foarte bine, am impresia că există astfel de diluanți care să ajute să curețe pensulele de lipici și vreau să caut pentru că aș vrea să le mențin cât pot eu de mult și de ok. Așa, haideți să ne apucăm de treabă. Totul deoparte și o să încep prin a găsi să lipesc una din aceste coli ca fundal. Aș vrea să am un alt fundal spre deosebire de acesta cu pătrățele de caiet de matematică. Să trag și eu scaunelul, sper că nu o să apar iarăși în cadru. Așa,
Mi-am suflecat mânecuțele. Nu, nu o să folosesc pe asta, o să folosesc pe asta care pare cât de cât mai ok. Așa. Cred că trebuia să încep prin tăia elementele de care am eu nevoie, însă până se usuc ceea ce voi lipi aici cu aracet, cred că e ok. Da. Avem un Freddy care a învățat să apese pe mânerul de la ușă și să încerce să intre înăuntru. Și întotdeauna face chestia aceasta, așa că dacă auziți ușa mișcându-se, ca și cum ar intra cineva, să știți că de fapt este Freddy, o să vă pun eu o poză cu dragul de el, care încearcă la ușă. Ar vrea și el să intre aici, dar nu are voie. Aici este teritoriul altor pisici. Și ei fiind băieței sunt foarte curioși, foarte dornici să exploreze, să vadă, dar nu au voie. M-am gândit să fac ceva super floral, super feminin, pentru că, hei, e primăvară, o să vin 1 martie și, da, cred că o să se potrivească foarte bine. Și de asemenea m-am gândit să fac acest video cu mine sporovăind, pentru că mi se par videoclipurile mai interesante astfel, așa mai descoperiți câteva chestii despre mine, mai lăsați impresii în comentarii, mai discutăm câte un subiect, găsim noi despre ce să vorbim cu siguranță. Așa, acum o să lipesc coala. Să știți că nu am ceva clar în căpșor, deci o să fie cumva așa, atât spontan cât și ceva frumos, mai mult ca sigur, având în vedere că sunt flori implicate, nu are cum să nu iasă frumos, este imposibil să nu. Nu vă faceți probleme dacă ies cute din acestea, este un art journal, nu vine nimeni să vă verifice, să vă dea note sau mai știu eu ce. Mimi, dacă ai fi tu atât de bună încât să ne lași, de fiecare dată când vorbesc, Mimi vine aici la mine pe birou, inclusiv în sesiunile de terapie, trebuie să stea aici cu mine pe birou, cumva să mă protejeze, că vorbesc prea mult. Da. În fine, cât lăsăm chestiile acestea să se usuce, ne vom ocupa de decupat elemente. Da, cred că am pus foarte cele pe unul pe aici și am uitat de ele. Nu ne facem probleme să fie ele cât mai corect tăiate posibile, pentru că mai mult ca sigur o să avem un background alb. Bine, vă dați seama că nu le las așa eu momentan. Nu știu dacă m-au zis bine, dar în fine. Momentan le tai așa și apoi revin și am să le tai în detaliu, dar ca idee. Și de asemenea nu știu dacă o să mă folosesc de toate aceste elemente. Wow, abia acum observ și acest scris super fain pe care am să-l adaug de asemenea. O să mă folosesc și de scrisul acesta. O să-mi comand de pe AliExpress, să păstrez pagina aceasta. Da, ziceam că sunt comande pe AliExpress astfel de... Sunt stencils, nu stencils, cum doar, ștampile, așa. Să acoperim aracetul ca să nu se usuce. O să tai toate aceste elemente și restul, după care o să revin, ca să nu vă țin prea mult, să nu fie un videoclip super lung și așa. O să le tai pe toate și o să revin către voi și apoi continuăm. Ok, hai că am tăiat destul de multe elemente pe care le am aici. Foarte, foarte multe flori, după cum se vede. Și mai întâi o să lipesc diverse, dar o să pun acel șervețel. O să tai marginile de aici și mai apoi ne ocupăm de restul detaliilor.
cumva aș vrea să separ toate aceste elemente ca să știu cum vin ele așezate, să nu încurc. Asta este ideea. O să tăiem marginile, pentru că este aici un exces, după cum se vede. Și va trebui să mă uit cu atenție să... Da, nu mai știu ce vreau să zic. Da, va trebui să mă uit să văd dacă încap în imagine și cum încap, pentru că eu mă așez jos și nu mai observ dacă camera mai filmează, nu mai filmează, ce se mai întâmplă. Da. Să rotez cumva jurnalul ca să pot să tai cât mai bine și cât mai rapid posibil, ca să ne ocupăm de chestiile interesante, zic eu. Să nu pierdem foarte mult din timp, pentru că probabil o să mă opresc la un moment dat, o să mergem la cumpărături la Kaufland și o să fie o pauză. Dar să vedem când. De regulă mi-a ceva timp până termin o pagină din jurnal și tocmai de asta zic că la un moment dat am să mă opresc și am să reiau când ajung iarăși acasă. Ok, nu cred că am tăiat totul chiar super perfect. Văd că aici au mai rămas mici chestii, dar le vom aranja după. Să desfacem aceste șervețele. Apropo, le găsiți în Profi. Și sunt destul de măricele, după cum se vede. Eu nu am nevoie chiar de atât. O să vedem, cred că o să-l tai un pic pe aici, pentru că nu mă folosesc de atât de mult. O să am exces mai mult ca sigur, dar e ok, ne descurcăm și cu excesul. Așa, și îl desfacem aici, sper că mă aud bine, afară se întâmplă chestii, a venit primăvara și oamenii au început să lucreze prin curte, printre care și bunicul meu, el se aude așa în caz că vă întrebați. Ok, acum o să lipesc această minunată hârtiuță peste acest background în care am făcut eu o tentativă de caligrafie. Ia să vedem care e mai ok. Asta nu este ok, clar. O să folosesc pe asta, cu toate că îmi cam pare rău de ea. Hai totuși să o folosim pe asta, care e mai veche. Să dau un pic șervețelul la o parte, pentru că vreau să pun lipici pe toată suprafața aici. Și să fim așa generoși. Upsi, cred că am fost prea generoși. Da, nu era nevoie de atât, dar oricum șervețelul o să-l absoarbă. Și o să fie totul ok. Nu vă faceți probleme din punctul acesta de vedere. Eu acest... lipici pentru tehnica șervețelului îl am din, stați așa să-l pun în cadru, îl am de pe Imag, de la Daco și este chiar foarte bun și face treaba bine. Aș vrea să găsesc ceva care să, pe care să îl pot folosi pe deasupra ca să pot să nu mi se mai lipească paginile între ele. După cum vedeți, eu țin alte pagini între pagini pentru că există tendința asta să se lipească între ele. Lucru care nu prea îmi place. Ia să văd cum reușesc eu să iau excesul ăsta de aici. O să încerc să fac ceva de genul. Pentru că nu aș vrea să fie nici prea mult, prea exagerat. Altfel există riscul să fie prea multe cute, prea multe chestii și ce rămâne aici o să-l folosesc pentru a sigila șervețelul.
Ok, o să las excesul de aici așa, pentru că văd că începe să se usuce și nu prea e ok. Așa. Hai să punem șervețelul. Ok. Așa, văd că este cât de cât ok. Nu știu dacă va mai fi nevoie, dar văd că pe unele, pe alocuri mai este nevoie de aplicat lipici. S-a uscat în zonele acestea și este nevoie de un pic mai mult. Va trebui să reaplic. Între timp ascultam o conferință de la PR Summit și asta făceam în dimineața asta. Am făcut o pauză ca să pot să filmez și apoi o să reiau mai târziu, dar cu siguranță o să găsesc și online toată conferința după ce se termină. Ok, să mai adăugăm pe aici. Apropo, chestiile acestea sunt pentru prăjiturele. Paletele pentru acest tip de palete pentru desen sunt exagerat de scumpe, așa că eu le folosesc pe acestea care sunt special pentru prăjiturit, pentru că sunt super ieftine și la fel de utile. Așa că de ce nu? Apropo, le-am primit, nu sunt ale mele, nu mă pricep la prăjiturit, aș fi vrut eu, dar nu se numără printre pasiunile mele. Ok, după ce o să las totul să se lipească frumos, o să revin să tai șervețelul sau să vedem cum fac, pentru că adesea se și rupe, dar e ok, ne descurcăm noi. Că s-a lipit de pagina de aici, dar n-are nimic. După cum vedeți, el are tendința să se rupă cum trebuie pe margini. Ok. Am zis să am un background înflorat, dar de asemenea să am și un background care să fie un pic mai diferit, să nu fie acel background cu linii de matematică. Așa. Astăzi la Kaufland aș vrea să găsesc o agendă pentru planurile mele și nu știu dacă o să găsesc. Din câte am observat eu la Kauflandul la care mă duc, nu prea au așa o ofertă excelentă în ceea ce privește papetăria. Dar cine știe, poate dau peste vreun miracol. Da. O să tai din margini. Văd că ele sunt lipite. Și nu are rost să mai aștept. Aveam de gând să lipesc două chestii separate, dar e ok și așa. O să mă folosesc de un singur personaj, ca să zic. Și nu are importanță dacă șervețelul se rupe și nu se taie. E ok și așa. Este un șervețel până la urmă, are voie să facă ce vrea el. O să vedeți că pe alucuri o să folosesc și un pic de gesso. De fapt, nu cred că îi zice gesso, este ceva un fel de grunt cu silicon sau nu mai știu, dar în fine. Este un acrilic, cred, de fapt, nu este cu silicon. Da, o să-l folosesc pentru personaj, pentru că vreau să-l stilizez eu cu un alt mod. Și o să văd cum fac lucrul acesta. Dar mai întâi va trebui să aștept ca acest șervețel să se usuce. Îl punem la uscat și revin. Ok, să continuăm. O să lipesc scrisul acesta pe aici undeva. Și de asemenea
O să vin cu alb pe deasupra, cu ceva adeziv, ceva, ca să încerc să îl adaug în background, ca să zic așa. Ok. Pentru că ne va folosi. Mai întâi să vedem cam pe unde am așezat modelul nostru. Cred că va veni aici. Și atunci am să adaug scrisul undeva pe aici. Așa. Ca să știm o treabă, vorba aia. Ok. Și încerc să lipesc eu cât mai bine, inclusiv colțurile, să nu stea așa deranjate. Ok. Așa. Cineva cred că mi-a trimis un mesaj, dar momentan nu putem să răspundem și nici să ne uităm. Încercăm să lipim și zona asta. Gata. Super. O să încerc să curăț excesul și o să mă folosesc de rămășița de la șervețel. Așa. Să verificăm totuși mesajul. Care este de la Douglas și nu mă interesează. Nu vreau să cumpăr nimic momentan. Așa. Deci am să folosesc un șablon pentru a face un background mai alb, dar parcă aș fi vrut să mă folosesc cumva și de chestiuța asta pentru a estompa. Este un adeziv cu acrilic, dar se poate folosi și pentru astfel de chestii, pentru că n-am avut timp să-mi cumpăr gesso, așa că l-am ales pe acesta într-un mod așa mai rapid. Eram în Leroy Merlin și am zis că merge și un astfel de produs. La nevoie, nu mai contează. Ne folosim de orice material posibil. După cum vedeți, el nu acoperă chiar 100%, încă mai lasă niște detalii să se observe, ceea ce e ok, nu e nicio problemă. Ne mozolim un pic pe degete. Nici nu știu dacă se observă ceea ce făceam. Da, se observă. Așa. O să punem și pe aici, pe sus. Nu este nicio problemă dacă scrisul nu o să se vadă chiar așa cu totul. Este important să blenduim cumva, dacă pot să-i spun așa, să amestecăm anumite zone în pagină, chiar dacă vor ieși ele un pic mai diferit. O să încercăm să ne folosim de această metodă și să o aranjăm cumva ca să pară cât se poate de naturală. Ok. Și o să mă folosesc un pic și aici. Parcă aș vrea să ascund zona asta mai mult. Și pe aici așa un pic. Cam asta ar fi momentan, pentru că o să venim și cu niște alb. Am aici de la Pentart Creamy Acrylic. Pe acesta l-am de pe IMAG, evident. Toate chestiile mele cumpăr de pe IMAG pentru că este accesibil și astfel am garanția unui transport mai rapid. Așa se întâmplă de fiecare dată, cam în 3 zile maxim ajung produsele la mine. La unele branduri, să știți că s-a întâmplat inclusiv mai devreme.
Ok. Acum stau să mă gândesc ce aș putea să adaug între timp. Pentru că aș vrea să fac așa un fel de background, mă rog, ca un fel de alb care să vină către toate aceste flori. Și încerc să mă gândesc cum să fac lucrul acesta și de ce să mă folosesc, dacă aș putea să mă folosesc de acest adeziv sau nu. Da. Nu o să mă folosesc de acest adeziv și o să mă folosesc de alb și de această micuță jucărie. O am din Leroy Merlin, apropo. Și, bine, aș putea să folosesc inclusiv paleta aceasta ca să iasă formele în relief. Și cred că o să fac lucrul acesta mai degrabă. Mi se pare un pic mai sigură paleta. Și o să vin cu alb. Da, am zis eu că mi se pare un pic mai sigură, dar nu știu ce să zic. O să folosesc foarte mult alb în cazul ăsta, dar hei, e ok. Așa învățăm cam ce să folosim, cât să folosim și chestiuni asemănătoare. Așa. De fiecare dată când trece o salvare, câinii din cartier își manifestă. Da. După cum se aude. Mie mi se pare foarte amuzant și foarte drăguț, dar acum presupun că nu tuturor este posibil să le placă. Așa. O să vedem imediat ce a ieșit. Cu siguranță este o formă în relief, pentru că, hei, cam așa am făcut să pară. Da. Dar iese chiar fain. O să mai iau eu un pic de alb să aranjez pe aici ca să iau excesul. Amestecăm cu acel adeziv. Avem pe aici un șervețel, nu-l mai găsesc, mă folosesc de unul de aici, de pe margine. Ok. Momentan am să las astfel toate chestiile. O să mai pun un pic pe aici, cât să-mi șterg paleta. Foarte bine momentan, cât îmi dau eu seama toată nebunia de aici. Îmi place ce a ieșit momentan. Da. Mai întâi o să așez acel model, o să mai lipesc eu diverse pe aici și apoi continuăm. Pentru că aș vrea să-mi fac așa o idee un pic mai clară. Eu știu ce vreau să fac. Doar că tot timpul vor exista chestii pe care nu le poți gestiona, să zic. Tocmai asta este și partea fascinantă când vine vorba de art journaling, pentru că trebuie să fii spontan. Câteodată te gândești la ceva anume, alte ori lași lucrurile să decurgă de la sine și totul iese fain și frumos. Ok, o să adaug modelul. Dar nu îl lipesc încă. Nu contează că avem aceste mici chestii. Va trebui să aștept să se usuce doar. Mă gândeam să vedem cum am putea să așezăm aceste elemente până se va usca acel alb acrilic. Oricum acrilicul se usucă foarte repede, nu fac probleme. O să-l pun eu lângă calorifer ca să se usuce mai rapid și mă orientez așa cât de cât unde aș putea să pun unele elemente. Asta vine foarte fain aici. Ok.
Pe aceasta probabil o să o pun aici. Pe aceasta pe undeva pe aici. Sau parcă ar veni foarte frumos și așa, dar cred că mai degrabă i-ar sta frumos aici. Ok, o să continui și revin imediat. Am uitat să fac o poză la elemente să văd cum le-am aranjat, dar nu contează, o să le mai aranjăm încă o dată. Pun asta la uscat și revin. Vom continua cu șablonul, dar nu mai găsesc, nu văd unde este, unde, doamne iartă, mă l-am pus. Da. Gata, l-am ochit. Ok, însă pentru că am observat că se usucă destul de greu astfel, de data asta am să folosesc chiar această minunăție din burete și o să aplic un pic de acrilic și o să-i dăm bătaie. Upsi. Ok, chiar nu vrea să stea. Așa, să vedem unde este toată povestea. Da, cred că se cam mișcă un pic biroul, dar nu are nimic. Va trebui să mai punem un pic de alb. Să fie mai mult. Așa. Să începem din zona aceasta. Da, cu buretele, după cum se vede, nu prea a funcționat. Dar o să revenim și o să aplicăm și cu spatula iarăși. Dar momentan încep să lipesc din elemente. Și cred că am să le lipesc prima dată pe acestea. Dar aș vrea totuși să mai dau cu un pic de alb pe alocuri. Nu chiar peste tot. Îmi place cum se vede albul acesta. Mi se pare foarte interesant. Ok. Așa. Da, și cum ziceam, să începem să lipim din elemente. Și... Upsi, da, întotdeauna se întâmplă haosul acesta, dar e ok, ne descurcăm cum putem. Mai dărâmăm din chestii. Așa, păi să vedem cum erau ele așezate. O să pun mai mult ca sigur un element în partea aceasta. Acesta țin minte că era aici. Ok. Și am nevoie inclusiv de un element pe aici. Așa, cumva ca să întregească toată nebunia. Așa. Și aici avem. Ok. Așa. Una dintre flori o să vină aici și una sus. Cam așa. Ok. Acum hai să ne apucăm de lipit aceste minunate elemente și mai vedem după ce o să se mai întâmple. Dar cred că o să fac o poză pentru că aș vrea cumva să combin și un pic de culoare și aș vrea să știu cam unde vin toate aceste elemente. Așa. Pentru că aș vrea să adaug culoare, totuși. Mi se pare că este un pic de nevoie de culoare, de nuanțare. Și am să iau, pentru că nu vreau să mă complic, iau deja o pensulă care are apă. Mă rog, un stilou din acesta cu apă. Și o să mă folosesc de niște acoarele, care îmi sunt mai la îndemână. Să vedem unde sunt ele, pentru că așa, aici în margine. Ok.
aș vrea să folosesc în zonele acestea pe care le vedeți voi nuanțe de verde, care cumva să se amestece cu nuanțele de roz. Și să vedem ce o să iasă. Noi ne jucăm aici. Nu o să fie nimic super serios. O să amestecăm și un pic de galben, pentru că este una dintre acele nuanțe super faine care se amestecă bine, și deschid verdele acesta și îl fac un pic mai crud. Vedeți că aici sunt folosite alte nuanțe de acuarelă, un pic mai închise la culoare. Eu nu le am chiar pe acestea, dar indiferent de nuanță, zic că este ok orice am folosit. Important este să iasă niște culori care să ne placă și să ne încânte așa privirea. Mai ales acum că a venit primăvara, de ce nu? Și mi se pare că scoate așa în evidență toate aceste margini în relief ale șervețelului. După care va trebui iarăși să așteptăm să se usuce. A trebuit la un moment dat să adăugăm și niște roz pe undeva. Dar vedem unde anume și cum anume vom adăuga acel roz. Și să vedem cât de apropiat este. Mi-a plăcut foarte mult această paletă pentru că ea conține inclusiv această nuanță de roz și nu mai trebuie să o mai amestec eu, să o mai obțin eu din alte nuanțe. Un lucru care mi-a plăcut mult de tot. Cu toate că este un roz foarte... nu știu cum să zic, nu este un roz foarte pronunțat, ceea ce e bine, zic. O să încerc să imit așa o petală de floare. Chiar arată frumos. Împreunat cu acest scris de mână, romantic așa. O să mai adaug și aici sus. Unde ar trebui să vină următoarea floare, dar aș vrea să fac un pic mai așa. Super, perfect. Așa. Nu trebuie să fie perfecțiunea întruchipată, ci pur și simplu să dea așa o nuanță de roz peste tot. E ok chiar dacă avem și aceste pete, cu atât mai bine. O să fie mai colorată lucrarea. Nu ne ferim de culoare, ne place culoarea. Așa. Și pe partea cealaltă o să folosim foarte mult verde. Dacă aici am folosit roz, dar mai vreau să mai adaug un pic de verde în zona aceasta. Verdele acesta crud îmi place foarte, foarte mult și îmi place cum se vede albul acesta, ajută foarte mult verdele acesta să se vadă așa mai primăvăratic. Ok. Foarte frumos. Și aici sus, cumva să amestecăm ce s-a întâmplat aici. Se amestece nuanțele noastre. Iar aici venim evident cu verde. Iarăși acest verde crud. Să sperăm că ne iese la fel de frumos și de perfect.
oricum îl mai diluăm noi cu un pic de apă ca să iasă el așa cum trebuie. Așa. Nu ne strofocăm prea mult să iasă totul super perfect, nemaipomenit, nemaiîntâlnit. E ok. Indiferent cum ne-am descurcat, un pic de galben care să-l nuanțeze spre deschis. Așa. Și ce aș vrea eu să adaug, acum că încă nu este nimic aplicat, aș vrea să adaug splatters, acele, nu-mi vine minte cuvântul în limba română. Am găsit cuvântul, se numește stropi și mă folosesc de această pensulă. Să știți că pensulele acestea pentru vopsit sunt foarte, foarte bune pentru a adăuga astfel de efecte, o să vedeți. O umezesc un pic pentru că chiar dacă am aici culoare, aș vrea să fie un pic mai fluidă. Să vedem. Aș vrea să folosesc un pic de roz, așa mult mai bine. Deja se observă o diferență. Sigur, nu asta de aici, dar hei, am și pe deget culoare. Să mai încercăm să mai luăm. Super! Și pe aici aș vrea. Dar aș vrea și un pic de verde închis din acesta, care nu prea se vede ca fiind închis. Cred că ar trebui să iau eu un pic mai închis ca nuanță. Super. Ok, da, am pus și un aracet. Ar trebui să-l închid pentru că oricum va trebui să pun lucrarea la uscat. Curăț pensula. Și am să o pun aici la uscat pe calorifer. Și aș avea nevoie de un șervețel pentru că am un degețel murdar. Gata, l-am găsit. Ok. Păi cam atât momentan. Parcă aș mai simți nevoia de niște culoare, dar nu știu ce culoare să adaug, așa că momentan o să las totul așa cum este, nu mai umblu la nuanțe și la culori. Poate când o să revin, mă duc să mănânc, las totul așa cum este, închidem capacul de la apă și atunci când o să revin, mă mai gândesc să văd ce mai adaug sau ce mai scot. Acestea fiind spuse, ne vedem un picuț mai târziu. Am revenit. Mi-am luat o frumoasă zambilă. Așa, înregistrăm că nu vedeam bine dacă... Da, primăvară. O să încerc să o pun undeva aici. Sper, sau pe aici, pe undeva. Așa, doamne, cât de frumos miroase. Ok. Îmi aduc caietul de lucru. Cred că până la urmă o să dau zambila mai încolo. Ne imaginăm că este o zambilă pe aici undeva și haideți să îi dăm drumul, să reîncepem treaba. Așa, încerc să-mi aduc aminte care pensulă am folosit-o pentru aracet și care, asta sigur, este pentru aracet. Ok. Și începem să lipim chestii pe aici. Există și fir aici înăuntru de la țuțelul pentru că el este foarte darnic. Nu se poate altfel. Am luat prea mult. Să încerc să distribui cât se poate de bine, dar să iau și excesul ca să nu deranjeze foarte mult. Și lipim undeva aici. Mai în margine, așa, cred că mergea și un pic mai în margine, dar e suficient așa cum este acum. Arată foarte fain. Trebuie să mă ridic sus să văd
Dacă se observă bine, se vede. Cred că ar trebui să dau eu un pic draperia asta. Ia să vedem. Să încercăm o chestie. Ah, mult mai bine. Mult, mult mai bine. Nu mă plâng că este soare. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Ador dimineața. Deci astăzi m-am trezit iarăși la 8. Mie mi-este foarte, foarte greu să mă trezesc dimineața, dar dacă este soare, dacă este frumos, Doamne, mă trezesc cu cea mai mare plăcere dimineața. Dar dacă plouă sau este vremea urâtă, parcă nu-mi vine să nu mai am același spor, nu mai am același chef. Și zilele acestea au fost chiar superbe. Chiar superbe. Simțeam nevoia de niște zile atât de însorite. Ok. Arată foarte bine, dar stați liniștiți că mai adăugăm noi mici elemente pe aici, le mai facem așa să iasă în relief. Momentan doar le lipim. O dăm, adică de fapt lăsăm gagica aici și o aranjăm noi după. Aici vreau să pun o frunză care este, mă rog, o frunză, o crenguță din acestea cu frunze, nu știu ce am pe față, am ceva pe față. O crenguță din asta cu frunze mai, mai mari, mai pronunțate. Pentru că pagina asta e un pic așa mai singuratică. Ok. Upsi. Dacă auziți bobițe și faptul că se mănâncă în background, să știți că Smokey mănâncă. Ea așa știe să mănânce, doboară bobițele pe jos și apoi le mănâncă. Are stilul ei propriu, dacă putem să spunem așa, de mâncat. Și de asemenea, de fiecare dată când bolul este gol, în mijloc sau pe margini, indiferent, plânge, pentru că vine foamea. Vine foamea neagră și nu se știe, adică dacă o să rămână fără mâncare, este necesar să facă, să depună o plângere oficială către noi. Ok. Încerc să lipesc chestiunea asta cât mai bine, pentru că se lipește mai mult pe mine decât pe foaie. Hai, chestiunea zilei. Colaborează. Da, e mai mult pe degetul meu decât pe frunze. Am lipit toate aceste elemente și cumva le-am aranjat, eu le-am evidențiat. O să lucrez la tipa aceasta, să vedem cum o aranjez, dar în principiu îmi doresc să o acopăr un pic mai mult ca să pot să vin eu cu diverse chestii după, adică peste. Și să vedem cum reușim acest fenomen. Folosesc acest adeziv acrilic. Nu o să pun nimic pe deasupra, însă este foarte bun să pregătească zona pentru a adăuga diverse chestii. Creion colorat sau culoare sau tempera, orice ne dorim. Eu în scopul acesta îl folosesc în principiu. Și o să vedeți că se usucă aproape transparent. El este alb așa la origini, dar cred că am pus un pic prea mult. Nu contează, punem aici pe margine. Reușim noi să îl dispersăm ca să arate cât mai frumos.
Avem și un fir de păr, ca de obicei, nu se poate fără fire de păr. Și va trebui partea aceasta de ureche să o desfac, pentru că avem nevoie de zona asta ca să adaug eu alte elemente. Încerc să iau acel fir de păr. Am reușit. Să știți că nu miroase deloc frumos. Mie nu-mi place cum miroase acest minunat adeziv, dar își face treaba. N-am de comentat la acest capitol. Este excelent. Vedem cum se usucă. Momentan mă duc să mă spăl pe mâini, că m-am murdărit rău de tot. Am mâinile murdare, revin imediat. Am dat cu acest adeziv chipul acestei tipe și pentru mai multă textură aș vrea să folosesc aceste șabloane pe care nu vi le recomand. Le-am găsit pe eMag de la firma Decorațiuni Creative, ceva de genul. Nu vi le recomand pe acestea, luați-vă din plastic. Astea se rup foarte ușor. Deci de câte ori le-am spălat sau cam dus așa și nu prea, adică nu prea le recomand. Ar fi bine dacă găsiți, să găsiți ceva mai durabil, zic eu. Și o să încerc să le pun aici, dar de asemenea, având suprafața aceasta care se lipește, mare grijă ca să nu se lipească și să nu se dezlipească cu background-ul vostru. Background. Așa, o să mă folosesc chiar și de această minunăție de paletă. Și eu am lipit-o pe aici pe masă. O lipesc de câte ori pot. Am văzut că au și substanțe din acestea de curățat șabloanele. Eu o să încerc să le curăț cu un pic de diluant, să vedem. Poate o să meargă. O să încerc și varianta aceasta. De ce nu? Și o să umplu cât pot eu de bine. În curând o să mi se termine și albul acesta, însă o să mai iau. Îmi place foarte mult. Și îmi place cum se vede în relief. Se vede foarte fain. Și aici sus, upsi, n-are nimic dacă am dat pe margini ochi. Se mai întâmplă. Încerc să iau excesul ca să-l folosesc și în altă parte. Super, îmi place. Și mă gândeam să-l pun aici pe mijloc, pentru că în zona aceasta nu am nimic. Și mi se pare așa, mai sărăcăcioasă și zic să ne jucăm un pic și în zona asta. De ce nu? Văd că în unele locuri se ia bine, se întinde bine. Îmi place. Și se și vede frumos așa în relief. Mă bucur că m-am gândit să cer aceste paletuțe, pentru că v-am zis, ele sunt pentru decorat torturi și alte nebunii, nu sunt exact pentru aplicat chestii, dar eu nefolosindu-le la pictură, de regulă se folosesc la pictat, astfel de palete, mă rog, nu acestea, acelea profesionale. Dar eu nefolosindu-le pentru pictat, ci pur și simplu pentru aceste șabloane, am zis că nu trebuie acele palete profesionale și mă descurc și cu astea momentan. Dar și acelea sunt faine, în special dacă le prindeți la ofertă. S-a cam mozolit un pic, dar e ok. Arată foarte fain. Îmi place. Nu e chiar curat 100%, dar e ok. Ok, momentan să găsim o zonă unde să ștergem chestiuța asta.
Cred că o să iau celălalt jurnal să mă joc un pic în el, ca să nu irosesc culoarea. Și așa mai curăț un pic șablonul. A ieșit o minunăție. Nu se înțelege nimic din ea, dar e ok. Oricum va trebui să-l duc la curățat. Dar îl punem la loc momentan. Ne folosim de el altă dată, după ce îl curățăm bine. Și aș vrea să mă folosesc chiar și de celălalt șablon. Și nu mai știu pe unde l-am. Ah, gata, l-am reperat. Aici aș vrea să mă folosesc de șablonul acesta, dacă tot am început astfel. Și să vedem pe unde mai putem adăuga mici detalii până nu se usucă de pe paletă. Ia să vedem. Înseamnă că mai trebuie să mai punem un pic de alb. Nici nu știu dacă se vede. S-ar putea să nu se vadă. Ba da, se vede super. Nu prea mi-am ales eu bine zona aici, dar, în fine, ne descurcăm cum putem. A trebuit de asemenea să aștept un pic până se usucă. Să le las așa momentan și acesta va trebui să meargă la spălat. Așa. Și să vedem ce mai putem adăuga. În primul rând, cred că ar trebui să adaug acele flori pe care aveam de gând să le adaug. Aș fi vrut să-i fac ca un fel de coroniță din flori. Dar parcă aș fi vrut mai multe flori, mai plin, mai mult. Și să văd. Le-am așezat. Dacă nu fac poză, nu știu care cum sunt. Aș vrea să mai pun un pic de alb pe aici, parcă nu simt eu că e suficient. Le luăm de aici. O să încercăm data viitoare să le punem tot așa cum le-am pozat, dar mai mult ca sigur nu o să reușesc. Dar să sperăm. Wishful thinking. Iar o să mă murdăresc pe degete, dar asta este. Până când reușim să obținem o mascare un pic mai mare a chipului, o să tot acopăr. Acoperim și urechea să nu o să nu așa mai acoperită. Da, pentru că n-am știut că a fost camera închisă, am continuat să lucrez și am făcut asta
Știți că am aplicat acea bază, acel adeziv și apoi am venit cu ceva culori. Pe acestea le-am găsit în Pepco. I-am acoperit toată fața și apoi am venit cu carioci pe deasupra. Pe scurt, cam asta am făcut ca să fie un pic mai cartuniș, mai înspre desene animate, nu atât de realist. Am vrut ceva care să fie mai... nu știu, mai către desen, mai către artă, n-am vrut să fie așa perfect. Așa că acum o să punem florile, dar înainte de asta vreau să văd cât este ceasul. Cupa e deja 5. Nu cred că mai am timp să mă duc să mănânc, o să mănânc la 6, dar haideți să lipim rapid florile. Nici nu mai țin minte cum erau așezate, dar o să încercăm să găsim acea poză. Să rotim încă o dată și încă o dată, perfect, și o salvăm. Așa arăta înainte și așa arată acum. Mi se pare că arată foarte Asian, mult mai interesant, dar în fine, așa ca idee. Și începem să lipim fiecare frunzuliță în parte. O să adaug aracet și o să văd cum reușesc să lipesc tot ce trebuie. Pentru că nu am habar. O vedeți pe Mimi. S-a proptit cu șunca fix aici, să ne lase și un pic de păr, adică nu se poate fără păr, fără șuncă. Este imposibil. Ok. Și o să încep să adaug diverse. Să vedem cu ce să începem. Se pare că avem o floare galbenă la ureche, care este pusă cumva la modul acesta. Psi. Iar în spatele acestei flori avem una bucată frunză. Nu știu să vă zic exact care, dar cred că asta este. Cred. Asta pare a fi cealaltă. Ok, hai să mai căutăm. Cred că asta este. Dacă mi-aș da voie să o întorc. O, Doamne, urăsc că împățesc asta cu telefonul. Da, asta este. Și Mimi deja a pus un fir de păr, pentru că nu se poate altfel. Ok, era un pic îndreptată în jos, așa că o să o îndreptăm și noi în jos. Urmează această minunată floare, care era cumva mai ieșită în relief, dar... o să încerc să o pun cumva așa. Și următoarea este această frunză. Da. Care o să vină cumva aici. Și apoi avem această floare, care este un mac sau un bujor, parcă. Cred că mai degrabă un bujor, pe care o să-l punem noi aici. Ok, să sperăm că nu o să se lipească în partea asta, perfect. Pentru că aici avem nevoie de un trandafir. Ok. Mimi, se poate să ne dai și nouă voie, Mimi? Posibil să mai avem la un moment dat nevoie de o altă floare, dar momentan ne descurcăm cu ce avem. În spatele acestui trandafir ar trebui să vină această frumusețe. Dacă o să pot. Cam așa. Cred că o să dau un picuț mai în față. Vrea să acopăr zona asta. Perfect. Ok. Să vedem ce urmează.
Aici ar trebui să vină alte frunze. Îmi dau seama că aceasta vine așa. Ia să vedem. Care este partea? Asta este partea. Am așezat trandafirul un pic diferit, dar nu contează. Urmează o frunzuliță ca asta. Super. Ok. În spatele acestei frunze mai este o altă frunză. Și anume aceasta. Și avem aici o chestie care sper să se ia. Dacă nu, asta este. O vom acoperi la un moment dat cu o floare. Upsi, am pus telefonul în cască. Vă întrebați de ce este telefonul meu la spate murdar de ceva. Tot timpul pățesc chestia asta. Urmează această floare. Să vedem cum o putem așeza. Pentru că văd că unele din ele sunt aproape lipite. Să încercăm. Ok. Că am mers totuși. Urmează o altă frunză, să vedem care. Clar nu aceasta și cred că lipsește o frunză. Minunat. Minite, dai te rog. Da. Nu-mi dau seama unde a dispărut o frunză, dar o să ne descurcăm și fără. O voi pune pe aceasta, cred. Cam așa ar trebui să vină. O să pun aici în spate. Așa. Urmează această mititică. Plantuță. Ok. Și abia apoi aceasta. Care ar trebui să vină cumva în spate aici. Super, dar nu se mai vede asta de aici. Așa, mai degrabă. Ok. Aici mai avem niște frunzulițe pe care cred că o să le pun aici sau pe aici. Mai degrabă. Ok. Și mai este nevoie de ceva plante și flori. Imediat, cu toate că le am pe acestea, parcă le-aș pune pe aici, pe astea. Nu aș vrea să le pun acolo pentru că sunt din altă poveste, sunt total diferite și parcă aș vrea să le dau altă nuanță. Nu prea îmi place galbenul acesta, așa că o să mai găsesc eu niște frunze și niște flori. Minunat! Gata, am reușit să adun toate plantuțele și așa. Parcă frunza asta nu prea stă bine, dar să vedem cum o putem rearanja. Astfel încât să arate și la frunză. Ok, super. Acum ar trebui să folosesc eu pensula ca să le lipesc. Și să am un pic de grijă, pentru că nu aș vrea să deranjez restul elementelor. Și Mimzi ar trebui să aibă grijă să nu-și mai pună codița în treaba noastră. Mimi! Mimi, de ce deranjezi, Mimi? De ce nu poți să stai locului, Mimi? Upsi. Hai că nu s-a mișcat foarte mult. Ups, am mișcat frunza aceasta. Nu nimic, le punem la loc.
Ea locuiește aici, cumva, foarte aproape de celelalte funde și o și lipim ca să nu se mai miște, data viitoare să știe. Pe aceasta la fel. Trandafirul. Această frunză. Restul elementelor o să le lipesc imediat, doar că se cam fuțăie și mă enervează. Nu este deloc ușor, am emoții. Okay, și ultima chestie. Văd că restul s-au lipit foarte bine. Pentru a ajunge la unele zone, vă sfătuiesc să folosiți o simplă scobitoare și se rezolvă, pentru că putem distribui lipiciul sau ce folosiți voi, aracet sau, mă rog, îl puteți distribui către interior, fără prea mare probleme, fără să mișcați foarte mult acel element. Cel puțin eu așa fac, sper să vă dau și vouă idei. În momentul în care creați, să vă fie mai ușor. De exemplu, cum este aici, în zona aceasta. Nu aș vrea să mai deranjez prea mult. Nu o să mă chinui să le lipesc chiar 100% pe toate. Vreau doar în acele zone care mi se pare mie că ar mai necesita un pic de lipici, cum ar fi pe aici. Vai, Mimi, mulțumim că ne-ați acordat un pic de spațiu, de lucru. Sunteți foarte generoasă astăzi. Ok. Da, și zona aceasta mi se pare că am omis un pic, dar rectificăm, nu e nicio problemă. Aici, de asemenea. Și mi se pare că arată foarte, foarte fain. Nu mai știu unde să pun chestiuța asta, dar o pun pe aici, pe undeva. Ok. Să mă uit și eu. Cred că o să evidențiez un pic și ochiul acesta, un pic mai mult, pentru că mi se pare că parcă acesta se vede mai bine, celălalt se vede un pic mai estompat. Nu foarte mult, dar cât de cât, așa. În orice caz, îmi place foarte mult cum a ieșit momentan, îmi place rezultatul. Mi se pare că arată bine. Îmi place că s-a acoperit un pic din scrisul acesta, nu se mai vede ca aici, că este o bucățică de foaie, dar rezolvăm și cu zona aceasta, nu este nicio problemă. Și aici o să rezolvăm, o să adaug eu aceste mici flori, doar că pot să le vopsesc mai mult ca sigur, mă rog, o să le vopsesc, o să iau acuarelele și o să le fac roz, ca să se potrivească un pic cu toate nuanțele de aici, de roz, verde și alb. Nu știu dacă s-a observat până acum, dar asta am făcut. Le dau cu acuarela. Pentru că, hei, dacă putem modifica chestii după bunul plac, de ce să nu facem lucrul acesta? Cred că o să devină un motto. De ce să nu facem lucrul acesta? Ok. Acum aștept un pic să se usuce, pentru că sunt proaspete, ca să zic așa. Și mă mai gândesc să văd dacă mai adaug ceva sau nu.
Îmi place foarte mult cum a ieșit. Nu cred că o să mai modific nimic aici la partea de flori, pentru că îmi plac mult de tot cum sunt așa foarte vii. Pagina este un pic așa mai liniștită și culorile florilor sunt vii. Sunt foarte frumoase. Ok, am să pun una aici. Fix în zona aceasta ca să ascund acel element. De asemenea, pe aici am să pun una. Și pe aici. Și mă mai gândesc. Cred că una mică ar merge și aici. Unde este acest scris, ca să pot să ascund faptul că este o hârtie lipită, totuși se observă încă. Și după aceea o să încep să mai fac din nou acel splatters cu acuarelă, pentru că mi-a plăcut. Doar că o să acopăr zona aceasta și o să fie doar pe aici. Ok, să lipim elementele, zic. Sper să le lipesc unde trebuie, să nu uit. Așa că o să vin direct cu lipici. Chiar dacă ele nu sunt lipite chiar peste tot, ideea este să le lipim unde trebuie, mai întâi. Și mai apoi o să adăugăm restul detaliilor, ca de obicei. Ok. Foarte fain. Să vedem cum mai putem aranja. Cred că deja este un video destul de lung, cu multă vorbăraie, dar, hei, ne descurcăm noi. Așa. Îmi place foarte mult cum sunt aceste flori un pic mai ieșite așa în relief, la fel ca detaliile acestea. Pare că se potrivesc. Și că tot veni vorba de aceste detalii, parcă le-aș colora un pic. Mi se pare că sunt așa triste, singuratice. Și merge un pic de culoare pentru ele. Sunt așa niște roz. Dar o să și distribui culoarea, nu vreau să fie așa foarte strict colorate. Frumos se vede. Mi se pare că le evidențiază așa. Foarte fain. Cred că o să mergem și către flori, să le evidențiem și pe ele și cumva să le camuflăm în tot peisajul acesta. De fapt, background, dar, mă rog, fundal, cum vreți voi. Dar să unificăm într-un fel toate aceste elemente ca să fie bine și frumos. Hai că a ieșit ceva frumos momentan. Venim și la această floare și adăugăm culoare ca să facem rime. În zona asta nu aș vrea să adaug, adică nu aș vrea să stric ceva și prefer să stau în băncuța mea. Iarăși facem rime. Ok, venim aici cu un pic de roz în zona aceasta. Cam așa momentan. E ok, arată foarte bine, îmi place. Și să vedem ce putem să facem imediat după. Parcă aș mai adăuga ceva, dar nu știu ce, dar ne mai gândim. Am ales aceste 3 litere pe care o să le dau cu acuarelă. Mă rog, le-am dat deja cu acuarelă
și aștept să se usuce ca apoi să le lipesc aici. Undeva aici jos aș vrea să le lipesc. Cumva în spațiul acesta care este un pic mai liber. Restul mi se pare un pic cam plinuț pentru a le adăuga. Sigur că pot să le pun și aici și aici, de exemplu, dar aici mi se pare că se integrează mult mai bine. Să facem așa o probă. Așa. Super. Arată foarte fain. Îmi place mult, mult de tot. Imediat le lipesc și revin către voi. Ok, acum că le-am lipit, le umbresc un pic, dar încerc să ocolesc cumva elementele care sunt aici. Ok, super, cam așa. Și aceasta este toată lucrarea. O să mă opresc aici pentru că, sincer să fiu, nu am alte idei, dar îmi place foarte, foarte mult ce a ieșit. Sper să vă inspire și pe voi să creați ceva, chiar dacă este ceva mult mai simplu, chiar dacă este ceva nu neapărat pentru art journal, poate chiar pentru bullet journal, depinde ce doriți voi, ce agendă doriți să folosiți. Depinde de fiecare dintre voi, dar cred că va fi un video care să vă ajute să vă dați seama cam ce înseamnă art journaling, junk journaling dacă vreți, pentru că toate aceste elemente pot fi elemente pe care nu le mai folosim deloc, nici în colaj, nici în nimic și atunci ne jucăm pur și simplu, cam așa stă toată treaba, să te joci, să creezi, cumva să îți menții procesul de creație acolo în top pentru lucruri care sunt mai importante, zic eu, cel puțin mie îmi este util în modul acesta să creez, ca să-mi vină idei. Cu cât creez mai mult, cu atât am mai multe idei, mai multe lucruri pe care pot să le fac. Da. Eu și Smokey, care vă salută de aici, și frumoasa mea Zambilă, vă urăm o primăvară frumoasă. Am început-o superb cu toate aceste culori, cu toate aceste flori și vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare să vizionați acest video și că mi-ați fost alături. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!